sfidare din spatele ușilor închise, înalt preasfințitul Teodosie ne socotește decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe Române și ține în continuare moliftele Sfântului Vasile cel Mare, o slujbă controversată cu biserica încuiată. Arhiepiscopul Tomisului a primit un pomelnic de mustrări și interdicții de labor, nu mai are voie să dea declarații la radio și nici să hirotonisească preoții. Te blestem pe tine, începătorul răutăților și al culei căpetenia împotrivirii și urzitorul vicleniei. Aceasta este rugăciunea care a tulburat apele la vârful bisericii. Sfântul Sinod i-a interzis arhiepiscopului Tomisului să mai rostească moliftele Sfântului Vasile cel Mare, dar înalt preasfințitul Teodosie nu a dat ascultare. A ținut slujba controversată și azi, dar cu ușile bisericii închise. De ce să ne închideți ușa? Credincioșii sau preoții care au ajuns mai târziu au descoperit că nu mai pot să intre. Cineva ușa! După 20 de minute, arhiepiscopul a ieșit să binecuvânteze apăsat credincioșii cu aghiazmă. Trec în păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primesc binecuvântarea ta prea curată. Sfântul Sinod a interzis moliftele Sfântului Vasile din 2011. Rugăciunea în care este blestemat diavolul e considerată prea puternică pentru a fi rostită în public. Moliftele Sfântului Vasile se citesc cu o pregătire specială și din partea preotului și din partea credinciosului. Fiecare dintre ei trebuie să fie spovedit, să se împărtășească și mai ales să postească câteva zile înainte de a beneficia de aceste molitve. Teodosie nu mai poate oficia în afara Constanței. Vreau să vă întrebăm despre decizia Sfântului Sinod. Am înțeles. Credincioșii au părerile împărțite. Nu este nici cum un lider spiritual, din punctul meu de vedere, și trebuie eliminat, nu doar sancționat. Omenește spus acum. E păcată. Ce pot să zic mai mult? Sinodul îi reproșează înalt preasfințitului și opiniile exprimate la postul de radio al arhiepiscopiei. De ce Dumnezeu îngăduie suferința unor copii nevinovați? Suferința este și din cauza părinților. Unii fac nunți în post. Nu vă luați după medic în cele sufletești. Medicul, în general, îndeamnă să mănânci consistent. Că n-are o pregătire duhovnicească. Arhiepiscopul Tomisului oferă răspunsuri la tot felul de întrebări care sunt preluate apoi de media și care creează un număr mare de reacții și solicitări de clarificări din partea credincioșilor formulate de obicei de către Patriarhia Română, a transmis Sfântul Sinod. În plus, Sinodul Bor îl mai acuză pe Teodosie că a hirotonisit fără drept preoți din alte eparhii. Printre aceștia s-ar număra inclusiv angajații ai SRI.